E bine, dacă nu se înțelege chestia asta dintr-o pedagogie naturală, da? Pe care ar trebui să, cum să zic, să o trăim, să o respirăm în mod firesc și natural, atunci legiuitorul, în cazul de față ministrul educației, dă un ordin. Prin care spune, de pildă, că la învățământul, la învățământul primar, la clasa pregătitoare, sau cum se numește clasa 0, nu se dau teme acasă. Nu se dau teme acasă. Tot așa cum am vorbit despre drepturile ale elevului, care au fost și ele discutate amplu și contestate de unii, că ucidem școala românească pentru că noi consemnăm niște drepturi ale elevilor pe care ei deja le aveau sau ar fi trebuit să le aibă, tot așa facem și acum. Le spunem ceea ce trebuiau să știe, era într-o pedagogie elementară, că nu dai la vârsta de 6 ani teme acasă.